De astăzi, persoanele care au atins vârsta de pensionare pot solicita dreptul de a obține pensia prin procură. Legea adoptată de legislativ la începutul lunii iulie a intrat de astăzi în vigoare. Potrivit modificărilor la legea cu privire la sistemul public de pensii, cererea și actele necesare se vor depune la filiala teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale de reprezentantul desemnat de solicitant prin procură. Inițiativa vine din partea guvernului, care a motivat această necesitate prin multiplele adresări ale cetățenilor. Majoritatea absolută a acestora invocă probleme de sănătate care nu le permit să depună personal cererea și actele necesare în vederea realizării dreptului la pensie. Numeroase sesizări în acest sens au venit și de la cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, care din cauza pandemiei de COVID-19 nu pot reveni în țară pentru a se pensiona.